Subscribe la mine pe În acest episod o să vorbim despre Vincent van Gogh și desigur, numele se pronunță Vincent van Gogh, nu Van Gogh sau Van Gogh. We are not going anywhere. We are Dutch, we are Van Gogh. Vis-a-vis de numele său există mai multe lucruri amuzante. Primul nu era numele său. Numele de familie era Van Gogh, desigur, dar Vincent era numele fratelui său care a murit la naștere. Trebuie să fi fost tare interesant să fi trăit și să-și vadă numele pe piatra funerară. De asemenea, a fost numele bunicului său și a fost numele pe care fratele său l-a dat copilului său. Numele său a fost purtat de alți patru oameni din familie. Fratele său mort era cel mai ciudat. Cu siguranță ai auzit de Vincent van Gogh și povestea tăierii urechii sale, despre care o să vorbim imediat, dar pe lângă faptul că este un artist foarte cunoscut în ziua de astăzi și că are câteva picturi, cea mai populară aceea cu urechea, sunt sigur că nu știi foarte multe lucruri și nu e o problemă, eu sunt aici să umplu acel gol. Imediat după ce lovești clopoțelul de notificare, intri pe Instagram și mă urmărești, cel puțin pentru Insta story-urile, unde descriu un pic episodul înainte de a fi public pe YouTube. Acum haide să începem. Vincent van Gogh s-a născut pe 30 martie 1853, cum am spus, în Țările de Jos, a locuit mare parte în Olanda, o regiune din Țările de Jos. El a trăit doar 37 de ani și a început să picteze doar la vârsta de 27 de ani, după alte eșecuri, vorbim despre el imediat. Și în această perioadă de timp, aproape 10 ani, a pictat 2100 de tablouri, dintre care 800 au fost în ulei și majoritatea dintre acestea au fost făcute în ultimii 2 ani din viață. Tot în ultimii ani din viață, în ultimii 4 ani din viață, el a început să se pregătească și profesional, să fie antrenat pentru a fi pictor. Până atunci, el a făcut tot după ureche, a pictat cum îi plăcea pur și simplu. El s-a educat singur, a mers la școală în Antwerp pentru ultimii 4 ani din viață, unde din cauza modului său de a fi foarte recalcitrant și puțin iubibil de oameni, nu a învățat foarte multe lucruri și se certa cu toată lumea. Avem desigur multe tablouri în care el este pictat, autoportrete, și nu făcea acest lucru pentru că era plin de sine, era mândru, ci pentru că era sărac. Nu își permitea să angajeze un model pe care să-l plătească, astfel că își făcea autoportrete. Iar în ziua de astăzi au supraviețuit undeva la 30 de autoportrete ale sale. Mai mult decât oricare alt artist, unii nici măcar nu și-au făcut autoportret sau aveau unul și gata. Multe din tablourile sale au fost pierdute pentru că au fost considerate lipsite de valoare, însă într-unul dintre cele care a supraviețuit până în ziua de astăzi a fost găsită o lăcustă prinsă în ulei, supraviețuind, rămânând acolo blocată pentru ultima sută de ani. Iar în timpul vieții sale, Van Gogh nu a vândut decât un singur tablou, Via Roșie, pentru echivalentul a 100-200 de lei în ziua de astăzi și asta a făcut-o înainte să devină faimos. Iar faimos a devenit după moarte, până atunci a suferit de mai multe boli, a fost diagnosticat desigur în vremuri moderne după simptomele pe care le-a avut, simptome trecute prin cele 800 de scrisori scrise fratelui său, care au supraviețuit și pe care le avem în ziua de astăzi, care povesteau, fratele său a fost singurul și cel mai bun prieten al său. Iar cumnata sa este responsabilă pentru faptul că îl cunoaștem cu totul astăzi, ea și-a făcut misiunea vieții, popularizarea lui Van Gogh după moartea acestuia, pentru a nu fi uitat, pentru a nu fi dispărut viața sa fără niciun rost de pe această planetă. Din acestea am înțeles că el avea probleme mentale, avea epilepsie probabil, halucinații, chiar o formă de schizofrenie. Desigur, ca mulți artiști, nu suntem nici noi străini de acest lucru, avea și sifilis. El și Mihai Eminescu s-ar fi înțeles foarte bine. Fratele său, Theo, a fost cel care l-a și susținut pentru întreaga sa carieră economic, de la vârsta de 27 încolo. El a încercat mai multe locuri de muncă, a încercat chiar să fie predicator, preot, în vremea sa, la fel ca tatăl său, dar nu i-a mers. A încercat să fie misionar, însă a fost un pic prea serios cu treaba asta, în sensul că, văzând sărăcia din jurul lui, el a respins orice formă de lux, inclusiv hainele pe care nu le mai purta ca să fie la fel de sărac, iar biserica a spus că asta nu este un brand, nu se potrivește cu stilul nostru, nu vrem să ne asociem cu tine și l-au dat afară. Iar majoritatea banilor pe care îi primea de la fratele său nu se duceau înspre mâncare, ci se duceau înspre cumpăratul de vopsea, pânze, pensule, angajat de modele dacă mai avea ceva, iar alimentația lui se rezuma la pâine, tabac și cafea. Alimentația proastă nu are cum să-i fie ajutat, starea mentală mai puțin decât ideală. Și chiar cel mai faimos tablou al său, Noapte înstelată, îl aveți pe ecran, a fost pictat în timp ce se afla la un sanatoriu, la un spital de nebun în Franța, la care s-a dus singur pentru că vecinii se tot plângeau de el că nu e întreg la minte și oamenii care treceau pe lângă el se temeau că este o primejdie pentru toată lumea, că va face ceva rău, că va ceda și va omoră pe cineva. Iarăși legată de epilepsie este una dintre teoriile cu privire la tăierea urechii sale. E posibil ca în timpul unui atac de epilepsie, în timp ce avea o lamă în mână, să-și fi tăiat din greșeală urechea, nu intenționat pentru că era geniu nebun. Niciuna din variantele oficiale acceptate
nu este că și-a tăiat urechea intenționat pentru că nu era întreg la minte. O altă teorie vine imediat. Nu a avut foarte mult succes nici cu femeile. El a tot încercat să aibă o relație de lungă durată cu una alta. Nu i-a ieșit și a rămas necăsătorit toată viața. Și a cerut în căsătorie două dintre verișoarele sale care au rămas văduve și una dintre vecine. Verișoarele au refuzat în primul rând pentru că erau verișoare, dar toate trei unanim pentru că era atât de sărac încât nu putea să-și pună nici măcar lui de mâncare pe masă, ce să-i pună ei. Singura sa relație de lungă durată cu o femeie a fost la un bordel, de unde și sifilisul. El a întreținut-o pe această femeie, o plătea desigur, locuia cu ea, trăia cu ea, cea mergea în continuare la lucru, desigur. Relația lor nu a fost văzută cu ochii buni de către familie și fratele său i-a trimis mai mulți bani doar să se mute de acolo și a tăiat legătura cu femeia pe care a iubit-o din bordel. Iar într-o altă ocazie, o vecină de-a lui s-a îndrăgostit de el. Familia, desigur, nu a fost de acord cu relația lor și ea, de supărare, a încercat să ia o supradoză și să-și ia viața. El a dus-o în grabă la spital și femeia a scăpat, după care el s-a mutat de acolo. Atât de multe dintre tablourile sale sunt noaptea pentru că lui îi plăcea noaptea. Spunea că este unul dintre cele mai frumoase peisaje și momente în care poți să pictezi și ai ce să pictezi. Iar pentru a picta noaptea, el își făcea pălării de care lega lumânări ca să poată să picteze în apropierea pânzei. Desigur, când te uiți la aceste tablouri, vezi galbenul acela foarte puternic, plin de viață. Trebuie să știi că galbenul pe care îl vedem noi în ziua de astăzi nu este galbenul pe care l-a pictat el. Pe vremea aceea exista un pigment de galben care se ștergea destul de rapid, sau nu rapid, în ani, dar au trecut 100 de atunci. Astfel este mult mai înspre maro, spre galben închis, galbenul pe care l-a pictat Vincent van Gogh acum peste 100 de ani, cel prezent astăzi. La el era un galben plin de viață. Stau să mă întreb dacă nu cumva din cauza acelui galben, prea galben, nu le-au plăcut oamenilor tablourile sale. Însă nu putem oricum să știm cât de luminos era galbenul său. Și cu atât mai puțin numărul exact de tablouri, pentru că pe multe dintre acestea el nici măcar nu se semna. Nu îi plăcea faptul că lumea îi pronunța greșit numele Vincent van Gogh, așa că adesea se prezenta doar ca Vincent și tablourile erau semnate de el doar dacă le considera total terminate. Astfel, multe dintre ele nu îi au semnătura. Femeile din viața sa au fost foarte importante, de exemplu și mama lui a fost artistă, Ana Cornelia Carbontus, cum am spus, tatăl său era predicator, iar cumnata sa, Ioana, este responsabilă pentru toată cariera și binele lui Vincent van Gogh. Spuneam că a încercat să fie duhovnic, ar fi și intrat pentru că a studiat pentru un an să intre în Amsterdam la seminar, însă nu a vrut să dea examenul de latină, spunând că este inutil și că este o limbă moartă doar pentru proști, astfel că nu a fost acceptat. Iar la galeria de artă unde a lucrat pentru unchisul, a început să încerce și el pe cont propriu să vândă obiecte de artă, însă nici asta nu i-a mers pentru că nu avea personalitatea aceea de vânzător și a renunțat la tot cu totul. Avea o personalitate foarte dură, iar colegii săi îl descriau ca fiind predispus martirajului. Făcea pe victima. Și dincolo de asta era și foarte certăreț, astfel că împingea departe pe toți oamenii care încercau să se apropie de el, mai ales dintre ceilalți artiști. Unul dintre cei cu care a avut cea mai ciudată relație a fost artistul Gauguin. Iar pe Paul Gauguin, fratele său, Theo, a fost cel care l-a plătit să se mute în Arles, în Franța, lângă el ca să-i țină companie, să fie cineva acolo care să îl supravegheze, să nu o ia razna cu totul. De ce să o ia razna? Pentru că omul mânca din vopseluri, mânca terbentină, aceea este o substanță, un fel de diluant, desigur, toate toxice, lucruri care nu-i făceau bine sănătății mentale, dar îl făceau să fie un pictor foarte rapid. El își termina tablourile în câteva ore și critica pe ceilalți care se mișcau prea încet. Iar atunci când cineva îi spunea, uitându-se la tablou, e făcut în grabă, și el spunea, tu te-ai uitat prea puțin la el. El era foarte spontan în ceea ce picta și mergea după ureche, nu își făcea schiță, nu pleca cu un plan, picta cum îi se părea că dă mai bine. Însă cu Paul Gauguin, în doar câteva săptămâni de cohabitat, au ajuns să se certe atât de departe încât povestea tăiatului urechii să fie cel mai probabil atribuită uneia dintre certurile dintre cei doi. Cei doi erau foarte apropiați, mulți spun că erau prea apropiați și că în timpul unei cerți, Vincent van Gogh avea o lamă în mână cu care îl amenința pe Paul Gauguin, artistul mare, și nebunia lui în care tot dădea din mâini ceartă arătat în stânga și în dreapta, înțelegi? Și a tăiat bolovanul urechea. A ajuns de urgență la spital, unde a pierdut foarte mult sânge, pentru că ureche, sânge, cap. Și totuși aceasta nu este singura variantă, e posibil ca tot în cearta aceea să fie avut și Gauguin ceva în mână, pentru că el era foarte bun spadasin. Se estimează că e posibil să-i fi tăiat Gauguin urechea și când a ajuns la fel la spital, sânge, bla, 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 toate cele, ca să nu ajungă Gauguin la închisoare, el a spus că și-a tăiat singur urechea accidental. Care varianta este adevărată?
nu știm exact. Dar asta a doua cu cearta între iubiții e mai plauzibilă, sună mai bine. Și povestea nu s-a terminat? Unii spun că după ce și-a tăiat urechea s-a dus la un bordel din zonă și a dăruit lobul unei fete, unei femei. După ce a ieșit din spital în urma pierderii de sânge, a intrat într-o depresie foarte adâncă. Se spune că își petrecea toată ziua pictând, iar seara se interna singur în spital ca să nu fie singur. De asemenea, în timp ce era aici, Narl, cetățenii erau speriați de el și el, pentru a le face pe plac, seara se interna. Însă acesta, pentru plăcerea noastră vizuală, nu este un lucru rău, pentru că cele mai bune opere sale au fost pictate în timp ce era în azil. Însă, deși noi le vedem frumoase, din punctul lui de vedere și din propriile sale cuvinte, tablourile acelea, noapte înstelată printre ele, au fost cele mai proaste și un eșec total. Acestea au fost cuvintele lui. Acele tablouri au fost un eșec total. Nu le-a văzut cu ochii buni pe niciunul dintre ele. Iar moartea sa de pe 27 iulie 1890 a fost clasificată ca și suicid, cu două zile mai devreme început suicidul, însă mulți oameni sunt de părere că el a fost de fapt împușcat, a fost ucis, nu a fost sinucis. El nu s-a împușcat în piept, a fost împușcat în burtă. Mulți oameni care au scris spun că e posibil să fi fost împușcat de un puștan care mai făcea mișto de el din când în când. Însă Van Gogh nu a spus asta pentru că a simțit, fiind tot deprimat, că i-a făcut un favor. Așa că a spus că s-a împușcat singur. De ce se crede că a fost împușcat? Ei bine, și-a luat instrumentele după el, s-a dus să picteze în câmpul de grâu, nu a avut un pistol cu care să se împuște până la urmă, iar martorii oculari spun că au auzit un sunet de la un pistol în zona hanului unde stătea, nu în zona lanului de grâu unde se dusese să picteze. Iar ultimele sale cuvinte au fost în franceză, la tristesse durera toujours, tristețea nu va înceta niciodată, va ține pentru totdeauna. Era un om trist dacă nu v-ați prins până acum. În 2004 a fost numit al 10-lea cel mai măreț om din țările de jos. În vremea în care a fost bibliotecar, el era și traducător, traducând Biblia în 4 limbi diferite, franceză, engleză, germană și limba țărilor de jos. De asemenea, pentru că era sărac, mergea peste tot pe jos, se spune că odată pentru a-și vizita sora în Anglia, a mers în 3 zile 160 de kilometri pe jos. Iar la final, să o dezamăgesc total, tabloul, portretul doctorului Felix, a fost dăruit doctorului Felix de către Vincent van Gogh. Acesta n-a apreciat tare mult tabloul, ba mai mult de atât, l-a folosit pentru a repara o ușă stricată în casă și după aceea l-a dat gratis, ca să scape de el. La fel cum s-a întâmplat cu majoritatea tablourilor sale, peste 1000 dintre acestea pur și simplu au fost aruncate, arse mama sa. Atunci când a murit Vincent van Gogh, ea cu mâna, cu mânuțele ei, a aruncat lăzi întregi de tablouri de ale lui Vincent van Gogh, iar tabloul despre care spuneam mai devreme, al doctorului Ray, valorează în ziua de astăzi peste 50 de milioane de euro sau de dolari, pe ce monedă vrei tu să mergi. Mai departe, la mormântare, membrii familiei și din prieteni au luat câte un tablou pentru a-l ține minte. Psihologul lui Vincent van Gogh a luat cele mai multe, a luat câte a putut să care cu el, le-a ținut în familie, nu a vândut niciunul, iar în final, familia sa le-a donat muzeului Louvre. Asta după ce deja, desigur, meritau să fie acolo. Și la 11 ani după moartea sa, picturile sale au început să fie recunoscute, să prindă la public. Cum spuneam la început, cumnata sa a strâns toate scrisorile și toate tablourile pe care a putut să pună mâna și și-a făcut misiunea vieții sale popularizarea muncii lui Vincent van Gogh. Iar dacă ea nu ar fi făcut treaba asta, nimeni n-ar fi știut de el. Iar de la un tablou care a fost vândut pentru 100 de lei de el, am ajuns în vremuri moderne ca tabloul său cel mai scump să fi fost vândut la o licitație la valoarea de 82 de milioane jumătate de dolari. Mai mult de atât, după ce a murit, hangiul la care a stat a păstrat două tablouri pe care le-a vândut pentru 10 dolari pe amândouă în 1905 pentru că nu credea că au vreo valoare. Iar relația sa cu fratele său a fost atât de puternică și erau atât de apropiați, încât la doar 4 luni după moartea lui Vincent van Gogh, el a trăit în depresie pentru acele 4 luni și în final a murit și el. Soția s-a recunoscut legătura dintre cei doi, l-a dezgropat și a îngropat pe amândoi împreună în același cimitir. Și cu acest ultim mesaj dezamăgitor, cred că există o lecție care poate să fie învățată. Mulți oameni critică în ziua de astăzi flexatul, însă nimeni nu a eșuat, vă zic, sunt destul de sigur pe ce spun, nimeni nu a eșuat flexând prea mult. Dacă te dai prea mult mare, până la urmă tot găsești un fraier care te crede și te susține și până la urmă reușești să faci ceva. Dar dacă te plângi una într-una și nu ești mulțumit niciodată de ceea ce faci și tot arunci, te privești ca pe ultimul om, te vei duce singur în mormânt. În ciuda faptului că munca pe care tu o faci valorează extrem de mult. E important să fii o persoană socială și să... Ce s-ar fi întâmplat dacă comunica mai mult cu cumnata sa? Dacă nu era așa certăresc, dacă nu dădea toți banii pe resurse, mai și mânca o mâncare. Nu vom ști niciodată. Vă mulțumesc pentru share, like, abonare, clopoțelul de notificare, devenitul membrului, faptul că mă urmăriți pe Instagram. Eu sunt Alex Cosma și în data viitoare, atenție, cad mereu.